Accident rutier în centrul municipiului Pitești. O șoferiță în vârstă de 26 de ani s-a ales cu o amendă în valoare de peste 1000 de lei după ce nu a acordat prioritate. Vehiculul condus de femeie s-a izbit cu o mașină condusă de un tânăr în vârstă de 21 de ani. Nimeni nu a fost însărănit în urma accidentului. O altă coliziune a avut loc la Pitești, la nicio zi distanță. Atunci însă a fost vorba despre 7 victime. Vă avertizez, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Camerele de supraveghere au surprins momentul impactului dintre cele două autoturisme de pe Bulevardul Republicii din Pitești, zonă destul de aglomerată. Polițiștii biroului rutier Pitești au intervenit la un accident de circulație pe Bulevardul Republicii. O femeie de 26 de ani care conducea un autoturism pe strada Arman Călinescu nu ar fi acordat prioritate de trecere și ar fi intrat în coliziune cu un alt vehicul condus de un tânăr de 21 de ani. Din fericire, accidentul nu s-a încheiat cu victime. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, dar au fost înregistrate daune materiale la ambele mașini. Conducătorii autoturismelor au fost testați, iar rezultatele au arătat că nu au consumat alcool. Ca urmare a abaterilor constatate, femeia a fost sancționată cu o amendă în valoare de 1485 de lei, iar permisul de conducere i-a fost reținut pentru o perioadă de 90 de zile. Cu doar 24 de ore în urmă, un alt accident a avut loc pe strada Ana Ipătescu din centrul Piteștiului. Totul a avut loc după ce un șofer în vârstă de 24 de ani nu a acordat prioritate și s-a izbit de un vehicul de ride-sharing condus de o femeie de 34 de ani. În accident au fost implicate numai puțin de 4 autoturisme, dintre care 2 erau parcate și libere. În urma impactului, unul dintre vehicule s-a răsturnat, iar pompierii au lucrat îndelung pentru a extrage o victimă care a rămas încarcerată. Ea a fost predată unui echipaj medical pentru a primi îngrijiri medicale, în timp ce celelalte victime au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare. Celelalte 3 victime, în schimb, au refuzat să fie transportate la spital.